Sindicaliștii din învățământ au fost luați prin surprindere de o ordonanță de urgență ce aduce modificări legii educației naționale adoptată mai devreme decât era anunțat. Mai mult, liderul Alianței Sindicatelor din învățământ, Suceava, Gianni Launte, afirmă că, deși nu se știe care e conținutul acestei ordonanțe, demersurile Federației Sindicatelor Libere din învățământ par să se concretizeze. Președintele Alianței Sindicatelor din învățământ, Suceava, precizează că posibilitatea pensionării anticipate e bună, dar nu se știe care vor fi condițiile acordării ei. Reducerea normei de predare pentru profesorii cu gradul 1 și 25 de ani vechime de la 18 la 16 ore nu trebuie să permită dreptul cadrului didactic la plata orelor suplimentare. Nu se știe care va fi procedura de alegere a directorului unei școli, însă acesta trebuie să aibă avizul Consiliului Profesoral pentru a participa la concurs și tot Consiliul Profesoral să-l poată demite. Acestea sunt o parte din măsurile luate de guvern în lipsa unei legi a educației naționale ancorate într-o strategie de dezvoltare pe termen lung a educației, a mai precizat liderul de sindicat Gianni Launte. Dacă toate se pot rezolva prin ordonanțe de guvern, sindicaliștii mai vor câte ceva. Este vorba de respectarea legii întâi, și anume acordarea 6% din PIB. Este vorba de birocratizarea sistemului de învățământ, este vorba de depolitizarea sistemului de învățământ, este vorba de decontarea navetei cadrelor didactice și despre elaborarea metodologiei de acordare a sporului de condiții deosebite. Sunt lucruri pe care în viziunea noastră reprezintă un act de voință politică, deci anumite doleanțe ale noastre nu implică resurse financiare. Despre plata integrală a sentințelor judecătorești, ce ne puteți spune? S-au achitat față de dumneavoastră? Pentru semestrul 1 s-au achitat în proporție de 95%, mai sunt mici diferențe, așteptăm rectificarea bugetară, credem că se vor găsi soluții și vor fi achitate integral. Însă probleme vor fi în anul 2015, pentru că suma de achitat va fi mult mai mare decât cea din anul 2014 și firesc, pentru a evita anumite costuri datorate inflației, guvernul ar trebui să-și asume și să achite aceste diferențe într-o singură tranșă anual. Nu eșalonată în fiecare trimestru. Pentru că, practic, ei pierd în felul ăsta, pierd inflația. Noi cerem deocamdată, trăim din speranță în speranță, de 2 ani de zile, în programul de guvernare al guvernului actual se specifica clar modificarea legii educației naționale, modificarea legii dialogului social, lucruri care nu se întâmplă. Practic, guvernul nu face altceva decât să cârpească prin ordonanțe aceste legi. Noi ne dorim o lege clară și, dacă vreți, în viziunea mea ar trebui 3 legi care să guverneze educația. Legea educației naționale, statutul personalului didactic și un cod etic al părinților și elevilor. Pentru că aceștia, părinți, elevi și cadre didactice, sunt factorii care contribuie la întreg fenomenul educațional din România.